Cristian a spus tot ce se putea spune. Eu am să vă spun doar cum am simțit eu venirea aici la fundație, dintr-un sat mic moldovean, de acolo de unde Moldova se unește cu Siretul. Venit de acolo, din locul unde tot ceea ce este autentic, tradiții, obiceiuri și cumințenie, sunt ingrediente care sunt puse în îndospirea sufletelor. Cumva, venirea mea aici la fundație a venit târziu, spre deosebire de cealaltă Irina, când eu deja studiasem, lucrasem, dar căutam ceva mai mult pentru sufletul meu. Și am ajuns aici după ce prieteni de-ai mei îmi vorbiseră despre drumurile la Drăgănescu și la Prislop și după ce primisem informații din partea fundației, unde era un colectiv de oameni tineri care dorea să strige lumii. Am avut șansa și avem în continuare șansa prin tot ce a lăsat părintele Arsenie Boca să ne trezim. Să fim oameni, așa cum părintele ne spunea în Cărarea Împărăției și în cuvintele vii, cuvintele vii care a apărut apoi din o parte din predicile Sfinției sale. Am venit aici, prima zi când am venit la fundație, am întâlnit-o pe Irina. Irina mi-a povestit despre părintele Arsenie Boca. Mă uitam în ochii ei mari și frumoși, în care se vedea iubirea ascunsă în fiecare cuvânt pe care îl rostea despre părintele. N-am ezitat nici o clipă să mă alătur acestui colectiv de oameni frumoși. Am avut apoi șansa să-i cunosc pe cei trei fondatori care sunt români adevărați, creștini adevărați, oameni care în fiecare faptă a lor pun tot ce pot ei mai bun, pun absolut toată ființa lor. Ulterior am cunoscut foarte mulți prieteni. Pentru că toți care veneau la fundație deveneau prietenii noștri. Erau oameni care simțiseră chemarea părintelui. Într-un fel sau altul, toți credeau în ceea ce părintele ne spusese și voiau să facă parte dintr-o lucrare comună. O lucrare în care nu suntem doar adunați matematic. E ceea ce se întâmplă cu iubirea. Iubirea care împărtășită nu scade niciodată. Cumva, adunați și lucrând împreună în iubire, aveam șansa să creștem odată cu această lucrare pe care părintele a început-o așa de mult timp în urmă și aveam șansa să transmitem mai departe către cât mai mulți oameni povestea iubirii. Ce înseamnă să fii creștin? Să crezi în veșnicie? Cum spunea părintele astăzi, veșnicia s-a născut la sat. S-a născut acolo unde oamenii trăiesc alături în iubire. Acolo unde oamenii au înțeles că jertfa este singura care unește oamenii. Pentru că ce înseamnă să te jertfești? Înseamnă să iubești atât de mult, aproapele, chiar mai mult decât pe tine însuți. Pentru că în fiecare dintre oamenii pe care îi privim, îl vedem pe Dumnezeu. În fiecare dintre cei pe care îi privim și Dumnezeu îi trimite aproape, este Dumnezeu în multiple feluri, în multiple manifestări. Dacă reușim să îi privim pe oamenii care ne vin în față ca manifestări ale lui Dumnezeu aici pe pământ, cum am putea oare
să ne iubim pe fiecare în parte, exact așa cum sunt, necondiționat și fără niciun fel de limită. Cred că buchetul de crini cu care am venit în prima zi la Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca a ajuns la Părintele. Poate nu crinii aceia, dar mirosul de crin, mirosul alb al crinilor a ajuns la el. Mirosul crinilor e mirosul dragostei. Ea depășește totul, orice bariere. Și vă mulțumesc că sunteți alături de fundație încă, văd și figuri noi și mă bucur. Și sper că niciodată această fundație nu va muri, pentru că așa dragostea e veșnică. Hristos a înviat!